500 de buletine de vot s-au evaporat. Aceste buletine trebuiau să ajungă în comuna Săcălați și satele Berexăul Mare și Berexăul Mic. Nu se știe dacă au fost luate de la prefectură sau au fost pierdute pe parcurs. Pentru secția de votare numărul 5 Berexăul Mic au fost trimise buletine din suplimentul de 10% de la celelalte secții de votare care aparțin de Săcălați. Am înțeles că au dispărut 500 de buletine de vot. De fapt, n-au ajuns aici. Au ajuns, dar s-au suplinit de la celelalte secții din comună. Adică s-au luat de la celelalte unde au fost cei 10% plus. Și cele 500 care trebuiau să ajungă aici, probabil că unde să ajungă, nu știu. Asta, dacă vreți mai multe detalii, la președintele de circumscripție. Atât. Menționăm faptul că pachetele trebuiau să conțină câte 100 de buletine de vot. Au fost pachete care aveau 116 sau chiar 90. În localitatea Săcălați a fost găsit un buletin de vot care aparținea comunei Giroc. Jur de 200. Câți aveți pe listă? 1600 și ceva. Au avut loc incidente? Nu am avut niciun incident, totul decurge normal. E ok. Am înțeles că au dispărut buletine de vot acum din Berexău, aici nu știm, la noi n-au fost probleme. Ștampilele de vot au fost închise în secțiile de votare. Nimeni nu a putut lua ștampila acasă, așa că dacă vor apărea cele 500 de buletine, însă ștampilate în favoarea unui candidat nu vor fi valide. Asta pentru că nu au fost ștampilate de președintele circumscripțiilor electorale. Totul depinde de vigilența celor care numără voturile și care trebuie să verifice dacă ștampilele există.